Doi tineri din comuna Mircești își vor petrece sărbătorile de iarnă după gratii. Luni, judecătorii pășcăneni au dispus arestarea preventivă a lor pentru următoarele 30 de zile, fiind acuzați de tâlhărie calificată. Cei doi au intrat fără drept în seara de ajun a Sfântului Nicolae în curtea unui localnic, pe care l-ar fi bătut și amenințat, iar apoi i-ar fi furat o sumă de bani. Victima a depus plângere împotriva agresorilor, iar polițiștii i-au identificat și dus în fața magistraților, care au decis să îi bage după gratii. Poliția anunță că verificările în această situație continuă. Trei oameni au fost răniți și patru mașini avariate într-un carambol ce a avut loc marți dimineața pe drumul care duce spre Iași, în afara localității Lețcani. Un vehicul de mare tonaj care nu ar fi păstrat distanța a lovit un autoturism din față, iar apoi impactul s-a produs la alte două autoturisme. La fața locului au ajuns echipaje de poliție și ambulanță. Polițiștii rutieri au fost sesizați la felul de urgență 112 despre un accident soldat cu victime omenești care a avut loc pe DE583 în afara localității Lețcani. Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat faptul că în respectivul accident au fost implicate patru autovehicule și au fost rănite ușor trei persoane. În cauza a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru vătămare corporală din culpă. De asemenea, toți conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind zero. Având în vedere condițiile meteo, oamenii legii vă recomandă să circulați cu prudență. Polițiștii le recomandă tuturor conducătorilor auto să adapteze în permanență viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță regulamentară între autovehicule pentru a putea opri în condiții de siguranță. Menționăm că Administrația Națională de Meteorologie a emis luni dimineața o avertizare pentru întreaga țară. Dacă în unele zone vor fi ninsori moderate cantitativ și intensificări ale vântului, în celelalte se vor semnala precipitații mixte și polei. Prognoza meteo a fost emisă până marți, ora 10. Școala online se prelungește în toată țara până în data de 23 decembrie, adică până la vacanța de iarnă, potrivit unei hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, adoptate luni și semnate de premierul demisionar Ludovic Orban, scrie Digi24. Decizia a fost luată la solicitarea Ministerului Educației, adresată CNSU luni, și este motivată de situația epidemiologică, ce continuă să pună presiune pe sistemul medical. Având în vedere evoluția situației epidemiologice la nivelul României până la data de 7 decembrie, luând în considerare creșterea numărului de persoane infectate la nivel național, precum și creșterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, se aprobă prelungirea suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem online pentru perioada 9-23 decembrie 2020, se arată în textul hotărârii CNSU. Menționăm că vacanța de iarnă începe pe 23 decembrie 2020 și se încheie în data de 10 ianuarie 2021. Se apropie cu pași repezi sărbătorile de iarnă și totodată pregătirile pentru masa de Crăciun sau Revelion. Având în vedere tradiția românilor legată de sacrificatul porcilor, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași a transmis mai multe recomandări populației. Inspectorii sanitari îndeamnă cetățenii să ducă probe de carne în laboratoare pentru depistarea trichinelozei. Așa cum știți, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași în această perioadă apropiată sărbătorilor de iarnă și intensifică activitatea vis-a-vis de controlele în unitățile care comercializează alimente, având în vedere și creșterea fluxului în aceste unități. De asemenea, și în zona supravegherii, sacrificării porcilor în gospodării de populațiile modului, cum aceste sacrificări respectă condițiile legale, ținând cont și de evoluția flocarilor de pestă porcină africană,
fapt ce instituie anumite restricții referitoare la comercializarea cărnii de porc din aceste gospodării. Aceste examinări se fac în orașele Pașcani, Târgu Frumos și Iași. Probele se recoltează din musculatura intercostală, pilierii diafragmatici, mușchii abdominali, partea musculară a diafragmei situată în apropierea coastelor sau a sternului. În acest sens, noi am pregătit o serie de locații în care populația județului Iași poate să meargă să-și facă examenele pentru trichinela spiralis. În județul Iași avem pregătite mai multe centre și la nivelul municipiului Iași avem la nivelul consiliilor sanitari veterinare de control la alimente oficiale, respectiv hala centrală la Colina și la Păcurari. La Pașcani, examinarea pentru trichineloză se face la cabinetul veterinar al medicului concesionar de pe strada Walter Mărăcineanu și iar la Târgu Frumos, la sediul circumscripției oficiale de pe din Târgu Frumos. Cetățenii sunt rugați să nu cumpere carne provenită din tăieri clandestine. Recomandăm persoanelor care sacrifică porci în această perioadă, cum spuneam înainte, să-și facă examenele și să nu comercializeze carnea către terți. Această posibilitate de a sacrifica porci în această perioadă se referă strict pentru consumul familial. Comerțul cu carne din gospodării este total interzis. Tot în această perioadă încep și controalele. Noi vom intensifica controlele și în trafic, vom verifica mașinile și care transportă alimente, modul cum acestea îndeplinesc condițiile de igienă privind transportul și documentele legale care le însoțesc. Avem verificări în zona carmangerilor, măcelăriilor, magazinelor alimentare și de asemenea în această perioadă trebuie să vă spun că în afară de aceste controle, mai avem o problemă cu care ne confruntăm, respectiv cea a pandemiei de COVID, care influențează și activitatea noastră și a comercianților și totodată ne facem datoria să recomandăm populației să fie atente de unde își cumpără produsele alimentare, să meargă numai în unități autorizate și verificate de către noi, pentru că sunt destule persoane care apelează în special la mediul online pentru a-și comercializa sau pune în vânzare diferite produse alimentare. Menționăm că Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași pune la dispoziția cetățenilor numărul de call center 0800 826 787, care poate fi apelat gratuit din orice rețea de telefonie, e-mail office@iasiarondansvsa.ro, cât și numerele de telefon 0232 267 502, 0232 267 501. Pentru a sesiza nereguli în domeniul siguranței alimentelor, în vederea înlăturării oricărui risc de îmbolnăvire al consumatorilor. Deputatul pășcănean Sorin Năcuț a cheltuit o avere ca să ajungă în Parlamentul României pe listele PNL. El a plătit organizației județene suma de peste 280.000 de lei în toamna acestui an. Banii au fost luați cu împrumut de la șeful său de partid, Marius Pintilie, primarul municipiului Pașcani. O parte din ei au fost donați partidului conform contractului 1098 din 15 octombrie 2020. Este vorba de 146.500 de lei conform declarațiilor de avere depuse în calitate de consilier județean, apoi de candidat la alegerile parlamentare. Banii au fost folosiți pentru acoperirea cheltuielilor partidului în perioada de precampanie electorală. Întrebat de reporterul BIT TV dacă a fost nevoie de o astfel de donație, nu împrumut, pentru a ajunge deputat, Sorin Năcuț a spus că a fost o decizie a organizației asumată de candidați. Aceeași sumă a fost donată individual și de ceilalți de pe locurile considerate eligibile pe listele PNL Iași pentru Senatul României și Camera Deputaților. Am văzut pe declarația dumneavoastră de avere că ați donat o sumă destul de importantă pentru PNL Iași, 140 ceva de mii de lei. Apare ca donație și pare să fie
o variantă nefirească, pentru că, de regulă, ceilalți competitori contribuiau cu sume la campanii, urmând ca după aia să fie recuperate. Deci este vorba de o donație certă, adică banii au fost donați partidului și nu îi veți mai recupera? Exact. Partidul a ales, așa s-a votat în comitetul director, ca întreg grupul de candidați să adune un fond pentru perioada de precampanie. Ni l-am asumat toți și asta a fost forma legală prin contract de donație, prin notariat. Am văzut că și alți colegi de dumneavoastră, pe locuri eligibile, au procedat la fel. Este un fel de a cumpăra, sau se poate înțelege că practic ați cumpărat locurile eligibile, cei care ați plătit? Nu, pentru că întâi s-au stabilit locurile pe listă și apoi s-a luat decizia în comun, în grup, de a participa la acest modul de realizare a precampaniei. Deci a fost o decizie a grupului. Cealaltă parte din banii luați de la primar ar fi fost folosiți în campania electorală. Este vorba despre 133.800 de lei, care ar urma să fie decontați de Autoritatea Electorală Permanentă, după verificarea cheltuielilor. Această sumă nu a fost trecută în declarația de avere. Deputatul Pășcănean motivează că a fost împrumutată după completarea și depunerea ei. De această dată, pe declarația de avere a domnului Marius Pintilie, președintele organizației, apare că v-am împrumutat pe dumneavoastră cu două sume de bani. Cea care a fost donată și încă o sumă importantă de bani, dar care nu apare în declarația dumneavoastră de avere. Pentru că era a doua sumă împrumutată, a fost după depunerea declarației de avere. La cele două datorii se mai adaugă încă una mai veche de 10.000 de euro, împrumutați tot de la Marius Pintilie. De asemenea, primarul municipiului a mai împrumutat în acest an cu sume importante de bani încă două persoane, 100.000 de lei administratorului public Claudiu Bodoașcă și 11.150 de lei unui cetățean. Colegul său de partid, candidat pentru Senatul României, a explicat că banii au fost depuși în contul organizației județene a PNL Iași, pentru a fi folosiți în campania electorală și urmează să fie decontați de Autoritatea Electorală Permanentă. Suma a fost trecută în ultima declarație de avere depusă pe 7 decembrie 2020. Pentru domnul Bădașcă, de asemenea, apare o sumă de 100.000 de lei, 1 miliard de lei vechi. 130.000. 100 apare pe declarație. 100, după aia a fost, deci, și a fost după. A fost candidat pe lista la Senat. Și candidații știu că au voie să 132.000 de lei, fiecare dată are voie legal să participe cu cheltuielile de campanie. Mi-am făcut și o datoria față de organizație, față de colegii mei și am contribuit și eu cu suma necesară pentru campania electorală. Întrebarea mea era că nu e trecută în declarația de avere a dumneavoastră. Ba da, e trecut astăzi, am depus declarația de avere. Declarația de avere la care a fost legătură era ante. Am înțeles. Astăzi am depus declarație de avere pentru noua funcție și apare acolo. Menționăm că primarul a dat cu împrumut în acest an circa 440.000 de lei pentru susținerea activităților electorale. Suma este mult mai mare decât economiile din conturi. Conform declarației de avere, la sfârșitul anului trecut, Marius Pintilie avea deschise 6 conturi cu circa 40.000 de lei depuși și 13.556 de euro. El a câștigat anul trecut 116.252 de lei din salarii, dividende și chirii, la care se adaugă veniturile soției și din indemnizații de peste 100.000 de lei. Deputatul Sorin Năcuț a câștigat anul trecut peste 44.000 de lei din salariul de director tehnic al REAGCL, la care se adaugă încă aproape 60.000 de lei veniturile familiei. În următorii 4 ani de zile ar urma să încaseze circa 11.000 de lei pe lună din indemnizația de parlamentar.
Până de Crăciun, consilierii pășcăneni sunt convocați în două ședințe extraordinare. Prima urmează să aibă loc vineri, 11 decembrie, de la ora 11, la solicitarea consilierilor din opoziție. Cea de-a doua ședință extraordinară a fost convocată de primarul municipiului, luni, 14 decembrie, de la ora 13. Pe ordinea de zi au fost înscrise 7 proiecte de hotărâre și depunerea jurămintelor a celor doi consilieri supleanți. Este vorba despre Monica Pleșcan și Mihai Vârlan de la PNL. Cei doi vor ocupa posturile lăsate libere prin demisie de actualul administrator public Claudiu Bodoașcă și consilierul primarului Alexandru Dandu. După ce Consiliul Local va fi în formulă completă, urmează să fie supuse aprobării o serie de proiecte importante. Este vorba despre desemnarea consilierilor locali care fac parte din Comisia de Evaluare a Ofertelor pentru închirierea spațiilor comerciale și terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului. De asemenea, urmează să fie aprobat caietul de sarcini și delegarea serviciului de dezăpezire, precum și tarifele pentru Societatea de Salubritate CLP Ecoserv, unitate care se va ocupa de dezăpezirea municipiului în această iarnă. Menționăm că în ședința programată vineri urmează să fie discutate 4 proiecte privitor la amenajarea unei baze de agrement la lacul Peștișorul, a unui bazin de not la ștrandul municipal, a unui centru de dializă și identificarea terenului necesar pentru un parc industrial. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unui studiu de fezabilitate în vederea construirii unui aquapark pe amplasamentul actualului ștrand municipal. Adică avem bazinul de not, acela bazin de not de lângă din baza sportivă a CFR Pașcani, fosta bază sportivă a CFR Pașcani, azi CSM Pașcani, unde va fi un bazin de not care va fi pentru elevi și va fi bază didactică, mai pe scurt, și acest aquapark va fi pentru agrement pe amplasamentul vechiului ștrand municipal, pentru că știți prea bine ce se întâmplă de fiecare dată, în fiecare vară. Avem două sau chiar trei luni, maxim trei luni pe vară, în care noi putem folosi acest strand. Fiind un aquapark acoperit, va fi funcțional pe toată durata anului și funcțional așa știm și noi pășcăneni nu vom mai fi nevoie să mergem în alte localități. Timp de două săptămâni în perioada 4-18 decembrie, pășcănenii, dar și cetățenii din comunele din împrejurimi trebuie să știe că activitatea de relații cu publicul a biroului contracte și facturare de la sediul APA Vital din Pașcani este suspendată. În perioada 4 decembrie, 18 decembrie 2020, inclusiv activitatea de relații cu publicul a biroului contracte și facturare de la sediul APA Vital din Pașcani, din strada Cocălnicianu 32, bloc J, este suspendată. În acest interval de timp, utilizatorii pot obține relații prin activitatea de contractare prin intermediul centrului de contact la numărul de telefon 0232-969. Celelalte activități de încasare se pot realiza la acest sediu al nostru. Noul primar al municipiului Pașcani evită să numească un purtător de cuvânt al instituției. În cadrul unei conferințe de presă, Marius Pintilie a spus că pentru BIT TV el a preluat aceste atribuții, pe motiv că nu sunt bani pentru angajarea unei alte persoane. Întrebat de ce consilierul său nu se ocupă și de comunicare, așa cum a fost și pe timpul fostei administrații, edilul a spus că acesta are mult de muncă, dar este posibil ca de anul viitor să preia și atribuțiile de comunicare cu presa. Purtătorul de cuvânt? Sunt eu. Dumneavoastră sunteți purtătorul pentru dumneavoastră, da. Deci ați renunțat, nu veți mai avea purtătorul de cuvânt? Deocamdată facem economie. La ce? La salarizări. Nu mai angajăm un plus pentru purtător de cuvânt. O să încerc eu să iau legătura cu dumneavoastră. Consiliul poate fi și purtător de cuvânt? Poate fi. Poate fi, poate fi, da. O să, deocamdată, are și el o săptămână de când lucrează, i-am dat multe sarcini, are foarte multe lucruri de rezolvat. Pe măsură ce se așează un pic pe poziție, atunci o să-i dau niște sarcini suplimentare să preia purtătorul de cuvânt.
Atitudinea noului edil este cel puțin surprinzătoare în contextul în care, înainte și imediat după câștigarea mandatului, el a promis transparență totală în activitatea administrativă. În momentul de față, primarul Marius Pintilie răspunde la întrebările BIT TV doar o dată pe săptămână, în cadrul conferinței de presă. În restul zilelor, nu răspunde la telefon și a blocat apelurile jurnaliștilor la numărul oficial al primarului. Întreb asta pentru că, de exemplu, numărul de telefon public de altfel este blocat. Eu nu vă pot suna. Mi-ați blocat accesul. Nu vă pot suna. Dacă vreți, vă sun acum. Sunați. Pe numărul de telefon al primarului. Da. Da. Nu răspunde nimeni. Adică nu pot deci suna. Probabil eram într-o ședință sau nu puteam să răspund la telefon, dar mă întâlnesc cu dumneavoastră în conferințe de presă săptămânale, vă stau la dispoziție. Dar nu e suficient, domnule primar. Haideți să rezolvăm problema asta. Sunt chestiuni de întrebat, de clarificat în fiecare zi. Rugămintea mea este să găsiți o soluție, un canal de comunicare, așa cum se întâmplă și la Prefectura Iași, Consiliul Județean și peste tot, un canal de comunicare pentru clarificări cu presă. Am înțeles. Ne străduim, domnul Cojucaru, deocamdată știți cum e. Facem conferințe de presă săptămânale, uitați, eu vă stau la dispoziție aici, dumneavoastră puneți câte întrebări vreți dumneavoastră. Domnul primar, nu este suficient. Pentru dumneavoastră? Nu, pentru cetățeni. De exemplu, a apărut acest subiect cu groapa neconformă. Da. Și da? Azi suntem a doua zi. Azi suntem a doua zi. Dacă ar fi apărut, dacă apare mâine ceva, da? Ar trebui peste o săptămână și de zile. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Dacă nu aveți dumneavoastră informații la primul... Dar nu e vorba de mine. Dumneavoastră aveți o problemă cu mine sau cu TVB? Nu, dumneavoastră aveți o problemă cu mine. Este vorba de cetățeni, stimate domnule primar. Punem întrebări pentru a avea răspunsul pentru cetățeni. Exact. Deci, eu vă invit la conferințe de presă săptămânale. Dumneavoastră puneți întrebările care le doriți dumneavoastră. Dacă cred că este cazul să informăm suplimentar cetățenii, vă trimitem. Dar cine sunteți dumneavoastră comunicare... să spuneți că credeți în numele televiziunii sau a jurnalistului? Nu, 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 dar n-am spus treaba. Noi punem întrebări când avem întrebările de post când vreți dumneavoastră. Domnul Cojucaru, eu am spus că dacă consider că cetățenii, eu, demersul vine de la mine, dacă eu consider că sunt lucruri urgente care trebuie comunicate către pășcăneni, ori voi ieși public, ori vă transmitem un comunicat de presă către dumneavoastră, dacă vreți să-l publicați. Dar e treaba noastră, noi avem întrebări. Foarte bine că aveți întrebări. Ce considerați dumneavoastră? Eu am spus din punctul meu de vedere. Am înțeles, dar nu e suficient. Presa are întrebări în fiecare zi. Înțeles. Cum rezolvă? Nu știu. Deci, dacă pot să vă răspund la întrebări, vă răspund la întrebări. Vă răspund la telefon sau fac tot posibilul să vă țin informat. O altă problemă este că nici până acum nu au fost publicate pe site-ul primăriei declarațiile de avere și interese, dar și CV-urile noilor aleși locali. Primarul a evitat să dea explicații și s-a arătat nemulțumit de întrebările unui jurnalist. Privitor la aceeași chestiune, declarațiile de avere, de interese și CV-urile încă nu au fost publicate. Ale mele? Ale tuturor. Ok. Am mai făcut apel într-o conferință de presă și ați spus că urmează să fie publicate. Așa este. Deci eu mi-am depus, o parte din consilier și-au depus, nu i-am urmărit să văd dacă și-a depus toată lumea CV-urile. Trebuia să fac eu treaba asta? Păi nu știu, dar nu sunt pe site-ul primăriei. Și spuneți că nu le-am publicat noi sau nu și le-au depus ei? Fați și dumneavoastră pe site. Și eu ce trebuie să fac, domnul Cojucaru? Să le aduc eu CV-urile de acasă? Eu nu sunt consilier. Puneți întrebări stupide. Deci de asta vreau să vă zic. Răspunsurile dumneavoastră sunt stupide. Ok. Deci nu eu v-am spus, mă întrebați un lucru care nu ține de mine. Dar de cine? Cine conduce primăria? Deci, depunerea CV-ului de către un consilier local, depunerea CV-ului unui consilier local ține de consilierul local. Nu, ele nu sunt publice. Aparatul din subordinea dumneavoastră se ocupă de chestiunea. Aș vrea să spuneți că nu le-a, cineva nu le-a depus publice. Și nu le-a publicat. Dar nu sunt publice. Da, vă rog, haideți. Unde se merge? Puneți niște întrebări care să aibă sens. Când vor fi făcute publice? Păi când le depun consilierii locali... Când sunt depuse. Noi le transmitem imediat. Într-o zi, două, ele vor fi urcate pe site, că nu avem niciun motiv să nu... Deci, nu cred că este o problemă de la compartimentul de informatică sau din ce este de acolo. Ele, dacă au fost depuse, uitați, eu pot să mă informez și să văd dacă este un blocaj undeva. Dar nu ține de mine să le aduc eu de acasă CV-urile consilierilor. Da, tocmai ați spus că le-ați depus. Ele nu sunt publice. Ale mele? Păi nici ale dumneavoastră. Bun, haideți că o să verific. Asta spuneam. Am înțeles greșit.
În alte instituții publice din țară și chiar din județ au fost create grupuri de comunicare pe rețelele de socializare, tocmai pentru ca jurnaliștii să poată adresa întrebări în timp real și pentru clarificarea sau verificarea unor informații. De asemenea, sunt numiți purtători de cuvânt de regulă specialiști în comunicare care dau declarații de presă. La Pașcani, noul edil răspunde la întrebările jurnaliștilor de regulă o singură dată pe săptămână, în conferința săptămânală de presă, blocând astfel accesul în timp util la informații. Din acest motiv, redacțiile de știri întâmpină dificultăți în documentare pentru a informa corect și la timp cetățenii. Miercuri, în prima parte a zilei, vor mai cădea unele precipitații mixte, slabe, în est și în sud-est, iar după orele prânzului prin sud-vestul țării va intra o bandă de precipitații asociată frontului cald al unei depresiuni mediteraneene, astfel încât Lapovița și Ninsoarea va fi înlocuită de ploi. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 2 și 7 grade în Transilvania și Maramureș, 7-12 grade în Banat și Crișana, 3-8 grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și minus 2-3 grade în Moldova. În județul Iași, ziua de miercuri va aduce temperaturi normale acestei perioade, cu valori cuprinse între 0 și minus 1 grad. De joi se încălzește, pe timpul zilei vor fi valori de circa 6-7 grade, iar ninsorile se vor transforma în ploi. Iată ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri. Berbec. Fii mai ferm, dar și romantic, ori de câte ori este posibil, astfel încât să eviți să pari distant în ochii partenerului. Faptele mereu demonstrează că vorbele nu reprezintă nimic. Taur. Munca în echipă va fi fundamentală în această etapă a vieții tale. Caută parteneri buni de afaceri și te vei dezvolta în carieră cum nici nu te aștepți. Gemeni, mergi în vizită la oamenii pe care îi iubești și încearcă să te mai și destinzi. Ia-ți o zi de concediu pentru a ieși din rutina zilnică. Rac, fii calm și concentrat pe obiectivele tale finale înainte de sărbătorile de iarnă, pentru că ești foarte aproape să le atingi în cele din urmă. Leu, nu permite iubirii tale să stagneze și să-și piardă prospețimea. Evadează din conflictele prostești, pentru că nimic din toate acestea nu te ajută. Fecioară, inima este pregătită și dispusă să trăiască un nou moment intens. Vei cunoaște sentimente profunde pe care ți le vei aminti toată viața. Balanță. Pregătește o masă în familie, stai cu persoana iubită și vei observa cum te cuprinde o energie pozitivă cum nu ai mai avut de ceva timp. Scorpion. Încearcă să te degrevezi de sarcini, altfel vei face munca altora. Efectuează ceea ce este necesar și nu-ți mai lăsa colegii să profite de tine. Săgetător. Stai lângă oamenii buni din jurul tău și lângă cei care te susțin. Este o zi ideală pentru întâlniri în mediul online. Capricorn. Dacă nu simți că poți evolua la actualul loc de muncă, este un moment bun pentru a schimba câteva lucruri. Ai putea să îți revizuiești CV-ul ăla și să începi să îl trimiți. Vărsător. Se apropie o mare ocazie de a investi în bunăstarea ta, așa că pune-te în valoare. Un nou proiect, o nouă afacere sau pur și simplu o avansare pe scara ierarhică îți va marca ziua. Pești. Comunicarea nu este punctul tău forte și începi să primești reproșuri din cauza aceasta. Din păcate, o să ai de pierdut și la locul de muncă dacă nu-ți revii.